seara, stimați prieteni, sunt gătiți o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. În seara aceasta continuăm seria emisiunilor din fiecare seară, începând cu ora 20, emisiune în care să tratăm subiectele cele mai arzătoare ale agendei zilnice în România și nu numai în România, ci și în străinătate, încercând să le dăm o interpretare cât mai aproape de realitate și mai mult să le trecem prin ceea ce noi numim Sfintele Scripturi. Practic, în emisiunile noastre, împreună cu invitații noștri, tratăm subiectele pe care toți cetățenii acestei țări le petrec și încercăm să le analizăm, să le discutăm și mai mult să avem o părere și o abordare cât mai corectă față de ceea ce trebuie să facem ca urmă. Se prezint invitatul, este un om deosebit și în tensiune. Dați-mi voie să-l prezint pe domnul pastor Viorel Luga, președintele Uniunii Bisericii Baptiste din România și președintele Alianței Evanghelice din România. Bine ați venit, domnule pastor, domnule președinte! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc frumos celor care ne primesc în casele lor și sperăm și în inima lor. Vă mulțumesc pentru că ne-ați răspuns pozitiv, cu ghilimele de rigoare. Știți că pozitiv înseamnă rău în zilele acestea. Vă mulțumesc că ne-ați răspuns afirmativ, să zic, la această invitație. Ne-am fi bucurat dacă ar fi putut fi cu noi în studio. Este altceva când suntem unul lângă altul și putem discuta, să spunem așa, face-to-face, fără să ne ferim de a socializa mai de aproape, dar ne folosim de această tehnologie și continuăm să o serie de emisiuni așa cum putem de la distanță și mulțumim că și dumneavoastră sunteți un om conectat ca și noi, așa că nu avem nicio barieră din punct de vedere al comunicării. Da, eu chiar vreau să vă felicit pentru faptul că sunteți prezenți, pentru tot ce faceți pentru lumea evanghelică și pentru România și ne rugăm ca Dumnezeu să vă ajute să faceți mai bine, mai frumos, mai mult. Bun, vă mulțumim noi și vă așteptăm și în studio atunci când vom putea călători și vă spun că de pe acum aveți o invitație permanentă la noi în studio, aici locul dumneavoastră lângă mine. Și sper să se întâmple lucrul acesta cât mai repede. Înainte de a intra în tema problemei, vorbind despre sănătate și în special despre sănătate spirituală, vreau să ne spuneți în câteva cuvinte cam ce face președintele Uniunii Baptiste în zilele acestea. Unde sunteți? Cum vă descurcați acasă? Cu ce vă ocupați? Cu ce vă umpleți timpul? Așa, pur și simplu din experiența dumneavoastră personală și apoi intrăm în tema de în seara aceasta. La momentul acesta sunt acasă și timpul mi-l umplu ca de obicei, adică eu niciodată n-am fost în situația de a mă plictisi, am avut întotdeauna de lucru mai mult decât timpul necesar. Continui să citesc Sfânta Scriptură, continui să mă rog, continui să țin legătura cu frații, cu surorile, continui să mă gândesc la binele celor din jurul meu. Deci continui să fac ce am făcut până acum, lucrurile bune, unele să le îmbunătățesc, altele să le amplific și sigur încerc să nu uit de subiectul care ne ține pe toți cumva atenți, dar nici nu vreau să mă las panicat sau captat doar de subiectul acesta. Din punctul meu de vedere, un subiect nu trebuie să ne schimbe toată gândirea și noi să gravităm în jurul subiectului, ci în mod corect cred că orice subiect trebuie încadrat în planul lui Dumnezeu și privit prin lumina adevărului absolut. Cam asta fac zilele acestea. Ca și mulți dintre noi, de altfel, și dumneavoastră faceți cam același lucru. Practic, ce făceam înainte, dar cu, să spunem, cu abordare puțin diferită, dintr-un loc mai restrâns. Dar scopul principal, pe care știu că l-aveți de obicei, este aceea de a ajuta pe ceilalți, de a crește spiritual, de a fi mai aproape de Dumnezeu și mai mult, de a comunica, de a transmite un mesaj de încurajare, ceea ce o să facem noi și în seara aceasta. Ne întoarcem la subiectul nostru, sănătate. Vă rog să ne dați o definiție a sănătății spirituale, dar înainte de asta vreau să spun de unde mi-a venit această idee. Stimați prieteni, vă anunț încă din aceste momente că vom avea multe de discutat cu
domnul pastor Iuga, în principal pentru că tema de aceasta e atât de vastă încât nu o putem face într-o singură emisiune. Mai mult, am primit deja o grămadă de întrebări la care așteptăm și noi un răspuns chiar de la domnul președinte și probabil vom face o altă emisiune sau alte emisiuni pe tema întrebări și răspunsuri. Mai ales că foarte mulți dintre prietenii noștri creștini și necreștini așteaptă răspunsuri din punct de vedere biblico, să spunem, învățătura. Exact. Practic, sfaturi, să spunem, indicații, sfaturi duhovnicești, sfaturi, mai ales știu că specialitatea noastră, familia, ați predicat atâtea ori despre familie, ați făcut foarte multe cursuri despre familie. Cred că dacă am discutat despre ce ar putea face o familie, soție, în vremurile astea, am putea face câteva emisiuni numai pe tema aceasta. Dar... Să fie sănătoși spiritual ar fi foarte important. Să fie sănătoși din punct de vedere spiritual și relațional. Asta este. Bun, dați-ne o definiție a sănătății spirituale, pentru că am văzut că ați abordat deja tema aceasta într-o postare de-a dumneavoastră de pe Facebook și ați mai tratat și alte teme, dar asta mi-a atras în mod atenția pentru că făceați o comparație dintre grija autorităților față de sănătatea noastră, care e importantă pentru noi, în primul rând, ca persoană, dar și pentru autorități, vă dați seama, pentru cei care ne conduc. Da. Dumneavoastră spuneați, făceați o paralelă între sănătatea trupească și sănătatea spirituală. Ce înseamnă sănătatea spirituală? Înainte de a răspunde la întrebare, aș vrea să fac câteva precizări. Prima precizare este următoarea, că noi nu neglijăm sănătatea trupului. Deci noi recunoaștem că trupul ne-a fost dăruit de Dumnezeu și recunoaștem că sănătatea trupească este un dar al lui Dumnezeu, dar nu singurul dar al lui Dumnezeu și poate surprinzător pentru unii, nu cel mai important dar al lui Dumnezeu. Deci avem un trup, ne gândim la sănătatea lui, din punct de vedere biblic, oamenii șurau sănătate, dacă ne uităm chiar la Sfântul Apostol Pavel, de foarte multe ori se ruga pentru sănătatea fraților, le ura sănătate și îi îndemna să se salute unii pe ceilalți urându-și sănătate. Avem un trup, ne gândim la sănătatea lui. Oarecum, din fericire pentru noi, vis-a-vis de sănătatea trupească, sunt foarte mulți care se gândesc la aspectul acesta. Ați pomenit deja că spuneam, se gândește guvernul la trupul nostru, se gândesc prietenii, se gândește familia, eu știu, se gândesc medicii, toți cei care sunt în domeniu, se gândesc la sănătatea noastră trupească, ceea ce este foarte bine. Partea care cumva, să zic, m-a deranjat și ar trebui să ne dea mai multora de gândit este că noi nu suntem doar trup și nu avem voie să ne gândim doar la sănătatea noastră trupească. Dumnezeu ne-a făcut parte materială și parte spirituală, ceea ce înseamnă că noi avem și un suflet. Și așa cum trupul poate fi sănătos sau bolnav și noi îl dorim sănătos, așa trebuie să înțelegem că și sufletul are mai multe stări. Și sufletul poate fi sănătos, sufletul poate fi mâhnit, întristat, sufletul poate fi bolnav. Și fără să neglijăm sănătatea trupească, este vital să ne gândim la sănătatea noastră spirituală. O să dau doar câteva motive, așa foarte repede. Dacă ne-am gândit la nașteri spirituale, adică la înmulțirea creștinilor. Un creștin sănătos se va naște dintr-un creștin sănătos cu lucrare sănătoasă. Dacă ne gândim la viitorul creștinului și a creștinismului, trebuie să ne gândim la sănătate. Și de ce nu dacă ne gândim la inima de tată a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este părintele nostru și are o inimă, așa cum noi nu ne dorim în nicio circunstanță să avem copii bolnavi, nici Dumnezeu nu-și dorește copii bolnavi din punct de vedere spiritual. Și atunci este foarte bine că ne gândim la sănătatea trupului, dar spun, este vital să ne gândim la sănătatea sufletului, pentru că trupul, oricât de important ar fi, are o valoare mai mică decât sufletul. Și
toți știm că sănătatea sufletului poate ajuta la sănătatea trupului, inclusiv la sănătatea trupului. De aceea m-am bucurat foarte mult când ai zis să abordăm subiectul acesta, pentru că el este foarte neglijat, numai că ar trebui să ne întrebăm cine se ocupă de sănătatea spirituală a noastră. Nu știu dacă putem da o definiție a sănătății spirituale. Așa aș putea formula o definiție pe care să nu o comenteze absolut nimeni și să spun să fii sănătos din punct de vedere spiritual este să fii plăcut lui Dumnezeu, să fii în starea aceea în care Dumnezeu să nu aibă obiecții. Că vedeți și din punct de vedere fizic, noi putem să spunem că suntem sănătoși. Dacă vreți, aceasta este durerea unor medici sau a autorităților, că oamenii în pandemia aceasta spun mă simt bine, nu am probleme mari sau am probleme foarte mici. În consecință, aș vrea să mă plimb, să mă duc în altă parte și vine specialistul și spune nu ești bine, ești un purtător de virus și dacă tu nu ai grijă, îi vei contamina și pe alții. Din punct de vedere spiritual, noi nu putem să spunem că doar noi ne verificăm. Este doar verificarea noastră personală. Noi suntem medicii noștri, noi punem diagnostul nostru și până la urmă noi ne hotărâm și tratamentul. Dumnezeu, când ne-a dat Sfânta Scriptură, ne-a vorbit despre sănătatea spirituală și când Dumnezeu vorbește despre oamenii plăcuți Lui, în voia Lui, indiferent ce terminologie vom folosi, oameni pe placul lui Dumnezeu, Dumnezeu se referă la oameni sănătoși din punct de vedere spiritual. Iar când omul este afectat de păcat, când omul nu este în voința divină și nu face ce îi cere Dumnezeu, nu poate avea pretenția că este sănătos. Deci omul sănătos spiritual este omul care are o relație cu Dumnezeu, care trăiește în voia lui Dumnezeu, este în locul în care dorește Dumnezeu, face ce cere Dumnezeu. Și atunci întrebarea mea este dacă din punct de vedere biblic și nu numai, sănătatea spirituală este atât de importantă, cine se ocupă de ea? Pentru că, repet, dacă ne întoarcem la aspectul trupului, avem o echipă întreagă care se ocupă de trup și chiar am fost chemați să avem grijă unii de trupul celuilalt. De asta stăm noi izolați în casă, că ne gândim și la sănătatea noastră trupească, dar ne gândim și la sănătatea altora. Și acum întrebarea mea mare este cine se ocupă de starea spirituală și de sănătatea spirituală a românului? O întrebare foarte bună, la care va trebui să găsim un răspuns și să dăm câteva recomandări tuturor în seara aceasta. Vreau să am... Bun, eu am un răspuns deja. În ce sens? Dacă am vorbit de guvern, este clar că guvernul nu-și asumă aspectul spiritual. Nu i-o cere Constituția, mai ales dacă vorbim de un guvern laic, să spunem, într-o țară. Guvernul respectiv poate nici nu crede că oamenii au un suflet sau nu interesează sufletul oamenilor pentru că ei au altă convingere. Și dacă ne uităm și la anumite comentarii, foarte mulți spun, dom'le, nu este treaba guvernului să se ocupe de sufletul oamenilor. Noi credem lucrul acesta, am înțeles lucrul acesta, bun, deci nu se ocupă guvernul, atunci cine se ocupă? Se ocupă doar individul și fiecare persoană ar trebui să aibă grijă de sufletul lui. Dacă aceasta ar fi realitatea, întrebarea mea ar fi și cine ajută individul ca să se ocupe de sufletul lui? Adică îi creează cineva condiții ca să se poată ocupa de sufletul lui? Din punct de vedere fizic, eu spun vreau să mă ocup de sănătatea trupească. Și vine statul și spune, uite, noi îți oferim niște condiții în care poți avea grijă de trupul tău. Oare se gândește statul să-mi ofere mie condiții? Nu trebuie să aibă grijă de sufletul meu. Se gândește să mă întrebe măcar în ce condiții aș putea avea grijă de sufletul meu. Dacă nu rămâne doar individul să se ocupe, dacă se ocupă familia, a consultat cineva familia sau reprezentanța ai familiei și să întrebe cum poate o familie să se ajute în sânul ei ca să fie sănătoși din punct de vedere spiritual. Probabil că ajungem unde n-am vrea să ajungem, dar acolo trebuie să ajungem.
biserica are o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor vis-a-vis de sănătatea spirituală, sănătatea sufletească a enoriașilor și poate chiar a națiunii. 100%. Și eu am pus în întrebare această retorică, pentru că dacă biserica nu are menirea să aibă grijă de sufletele oamenilor și să-i ajute pe oameni, pe închinători, să fie plăcuți lui Dumnezeu, atunci care este misiunea bisericii în lume? De fapt, aici biserica are menirea ei unică și aș putea spune într-o anumită măsură exclusivă. Și știți, când mă refer la biserică, nu mă refer la ziduri, ci mă refer la noi, trupul lui Hristos, biserica vie, care l-are pe Domnul Iisus Hristos cap al bisericii. Dacă în biserica lui Hristos nu se pune problema de sănătate spirituală, atunci unde se mai pune problema? Răspunsul este evident că sănătatea sufletească este doar în trupul lui Hristos, doar în armonie și în ascultare de Domnul Iisus Hristos, când fiecare mădular în trupul lui Hristos participă la sănătatea sufletească a lui și a celorlalți, a celorlalte mădulare din trup. Și poate că aici oamenii ar trebui să înțeleagă un pic frământarea bisericii chiar vis-a-vis de atitudinea guvernului. Biserica nu așteaptă, n-a așteptat și nu va aștepta niciodată să se ocupe guvernul de sufletele oamenilor, dar biserica așteaptă din partea autorităților să îi se permită, să îi se creeze cadrul legal în care ea să-și poate exercita menirea. Probabil că ați văzut că circulă pe internet, mi-a trimis și mie cineva, sper că este adevărat, că nu poți verifica totul, scrisoarea unui preot către domnul Arafat, care spunea: am o problemă, mi-ați închis spitalul, cum mă pot ocupa de sufletul oamenilor? Acum, sigur că dumnealui se referea mai mult la ce se întâmplă într-o clădire și viața bisericii nu ține doar de clădire, dar întrebarea este totuși dacă măcar în zilele acestea cineva recunoaște rolul bisericii și ar dori să-i dea voie și bisericii să se implice în sănătatea spirituală. Pentru că dacă în vreme de pandemie biserica este exclusă, și încă o dată, când spun biserica, mă refer la biserica vie, deci nu mă refer la anumite ritualuri, nu mă refer la anumite servicii divine, la un anumit loc, dar când biserica este poate îngrădită să-și împlinească menirea, cum putem să așteptăm ca oamenii să fie sănătoși din punct de vedere spiritual? Deci dacă aș sumariza, e foarte important că avem un trup, e foarte important că sunt atât de mulți care se ocupă de el, e foarte important să reținem că oricât am avea grijă de trupul nostru, fără Dumnezeu nu vom putea avea sănătate în adevăratul sens al cuvântului. Dacă Dumnezeu nu ne ferește, chiar nu ne poate feri nimeni. E foarte rău dacă neglijăm că avem suflet, e foarte rău dacă nu știm că sufletul poate fi bolnav, e foarte rău dacă nu ne gândim la sănătatea sufletului nostru și este foarte rău dacă nu încercăm să găsim acele modalități prin care sufletul omului să fie păstrat sănătos sau, dacă Doamne ferește, l-a atins virusul unui păcat. Cum reușim să revenim la o stare de sănătate din punct de vedere spiritual? Aici vreau să accentuăm puțin și să mergem puțin mai adânc în ce privește epidemiologia spirituală, că știți, vorbim de sănătate, vorbim și despre riscurile sănătății spirituale, chiar simptome, și aici ați vorbit de mai mulți factori, păcatul, și mai mult vreau să vă confirmați o idee la care m-am gândit astăzi. Se vorbește foarte mult despre cei afectați de COVID-19, despre factorul de comorbiditate. Oameni cu alte afecțiuni care, pe lângă ceea ce aveau deja ca boală cronică sau ca, nu știu, fiecare cu problema lui, a mai venit pe deasupra și această problemă a infectării cu COVID-19, care practic poate duce la un moment dat chiar la decesul persoanei respective.
În mediul spiritual m-am gândit la următorul lucru. Noi suntem și noi afectați de acest virus al păcatului în diverse forme. E o luptă a noastră de zi cu zi și asta clar ne afectează sănătatea spirituală dacă nu suntem atenți și nu suntem, să spunem, precauți. Nu ne izolăm și noi de păcat. Dar gândindu-mă la totuși, avem și noi asemenea comorbiditate spirituală. Gândiți-vă la acest termen. Comorbiditate spirituală care este firea noastră omenească, firea pământească, care și ea trage spre moarte. Știm că trupul nostru, să spunem așa, sămânța noastră din Adam și Eva trage spre rău, împreună cu păcatul care vine de exterior și dorința noastră interioară de a face rău, vă dați seama că aceste două când se întâlnesc, nu poate să ducă decât într-un singur loc, la o moarte sigură, chiar la moarte veșnică. Sunteți de acord cu ideea aceasta? Sau? Hai să-ți spun că ai văzut că eu ridic întrebări și pentru tine și pentru cei care ne ascultă, că unele dintre răspunsuri chiar ar trebui să le găsim noi sau nu sunt atât de complicate de găsit, este bine doar să căutăm bine în sufletul nostru și în adevăr. O să-ți dau o veste destul de rea, poate că tu mi-o dai mai rea decât ți-o dau eu. Eu aș spune că din punct de vedere al sănătății spirituale am intrat în scenariul 4. Wow. Adică suntem la nivel de răspândire comunitară. Deci nu putem vorbi în România, din nefericire, chiar dacă ne lăudăm cu anumite aspecte și valori creștine și ne lăudăm chiar cu o istorie lungă creștină, noi trebuie să recunoaștem că boala spirituală chiar se manifestă de la om la om și oamenii se pot infecta din punct de vedere spiritual. Și aici vine problema pe care o ridici tu. Dacă cineva din punct de vedere spiritual este deja slăbit, că dacă am vorbit de o Românie în care fiecare cetățean este sănătos din punct de vedere spiritual și ar veni cineva și ar spune, vedeți că în vremea aceasta de pandemie ne poate ataca un singur virus, poate teoretic, fără să ținem cont de Scriptură, am spune, noi suntem sănătoși din punct de vedere spiritual și nu vom fi afectați atât de tare, vom avea niște frisoane, dar ieșim din asta. Întrebarea mea este ce se întâmplă cu sufletul oamenilor care deja este prins în foarte multe păcate. Dacă se mai adaugă ceva în perioada aceasta, păcatele acestea nu vor putea duce într-o stare foarte, foarte gravă. De asta eu cred că în timp ce ne gândim la trup, și o voi repeta mereu lucrul acesta, nu trebuie să-l neglijăm. Nu avem voie nicio clipă, dacă vrem binele națiunii, să ne gândim la sănătatea ei spirituală, să ne gândim că boala spirituală nu este izolată undeva, ci este în noi și lângă noi și ne putem afecta foarte mult. Mă gândesc că oamenii care sunt acum amărâți, în depresie, loviți, fără nicio speranță, unii probabil cu multe întrebări înaintea lui Dumnezeu, unii revoltați față de Dumnezeu, oamenii aceștia pot fi foarte tare afectați și atunci ar trebui să ne gândim și la noi și ar trebui să ne gândim și la soarta lor. Partea bună este, dacă asta este vestea tristă, că nu suntem în cea mai bună situație din punct de vedere spiritual, partea bună este că există vindecare. Deci pentru cei care au sănătate spirituală, există posibilitatea să ne păstrăm sănătatea spirituală. Este un lucru extraordinar de bun, o veste bună. Pentru cei care au o sănătate spirituală mai șubrezită, vestea bună este că ea poate fi îmbunătățită. Și pentru cei care chiar au fost virusați puternic și sunt bolnavi bine din punct de vedere spiritual, eu cred că există recuperare. Sigur, toate acestea au de-a face cu Domnul Iisus Hristos, cu Mântuitorul nostru, cu Salvatorul nostru, care ne salvează, ne scoate din fiecare păcat, din fiecare situație neplăcută. Dar eu aici, dacă îmi dai voie, aș vrea să devin foarte practic și să enumer câteva lucruri care cred că ajută la sănătatea spirituală, indiferent în ce situație se află omul. Cum am spus, există oameni sănătoși din punct de vedere spiritual, există oameni care nu sunt atât de afectați, dar ei sunt deja contaminați și există oameni care sunt puși la pământ. Câteva lucruri
care cred că sunt foarte, foarte importante vis-a-vis de sănătatea noastră spirituală. Dacă, din punct de vedere fizic, știți că ni se dau atâtea lucruri, fă asta, nu fă asta, fă asta, spală-te și toate celelalte, eu cred că este foarte important. Acum, dacă aș fi vrut să fiu în ton cu ceea ce se spune, probabil că trebuia să iau instrucțiunile pe care le dau autoritățile și să mă duc pe ele să vedem că sunt valabile și din punct de vedere spiritual. Adică ni se spune, ai grijă, spală-te foarte mult pe mâini. Da? Eu cred că să fii sănătos spiritual înseamnă să te speli foarte mult de orice păcat. Să-ți speli gândurile, să-ți speli mintea și toate să le aduci înaintea Domnului Iisus Hristos. Dacă ni se spune să păstrăm distanță față de cei care sunt contaminați, e normal că trebuie să păstrăm distanță față de orice păcat. Și Apostolul Pavel merge până acolo, dureros pentru unii, dar nu putem neglija Scriptura, deși o neglijăm la capitolul acesta de foarte multe ori. Apostolul Pavel spune așa, dacă cineva spune că este frate de credință, dar el trăiește în mod voit și permanent în păcate, să nu stai la masă cu el, nici măcar să nu stai la masă cu el. Adică, iată, în termenii noștri, păstrează distanța. Distanța socială. Acum, cum aș înțelege eu aici, dacă cineva chiar nu vrea să se lase de păcate și chiar vrea să se joace cu ele, cineva se laudă, el chiar se laudă că este într-o relație bună cu Dumnezeu, eu trebuie să am grijă de sufletul meu și trebuie și relația cu ei să-mi o controlez foarte bine, cât îi pot ajuta și cât mă pot contamina eu. Dar, bine, am spus eu și în alte ocazii că atunci când este vorba de relația cu Dumnezeu, aici nu trebuie mască, chiar nu trebuie mască. Aici trebuie să venim așa deschiși pentru că nu-L putem contamina pe Dumnezeu, numai El ne schimbă pe noi. Haideți să devin practic, lăsând afișele și celelalte lucruri care le spun pentru trup și sunt bune. Haideți să ne gândim... Trei o să încerc pentru început. Trei lucruri foarte practice care ajută la sănătatea spirituală, repet, indiferent de starea în care suntem. 1. Cuvântul lui Dumnezeu. O să mă duc pe cât, dacă tot este COVID-ul la modă, o să mă duc pe litera C și o să spun trei aspecte. Cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură. Cine vrea să fie sănătos din punct de vedere spiritual, cine vrea să-și păstreze, să-și îmbunătățească situația, trebuie să se gândească la Sfânta Scriptură. În ce sens? Trebuie să citească Sfânta Scriptură, trebuie să se roage lui Dumnezeu să o înțeleagă și trebuie să o aplice. Ceva foarte interesant. Vedeți, căile lui Dumnezeu sunt uneori foarte strange, așa, foarte diferite de gândirea noastră. Poate nu la întâmplare, Domnul Iisus Hristos a spus că gândurile noastre și gândul lui Dumnezeu pot fi uneori atât de aproape ca răsăritul de apus. Citeam cartea Iosua și judecător zilele acestea. Și mă uitam la Iosua care ajunge la capătul vieții și le spune urmașilor, vedeți că Dumnezeu vă va da în continuare țara, o veți cuceri și le dă niște instrucțiuni. Și instrucțiunile sunt în felul următor. Aveți grijă de legea lui Dumnezeu, să nu cumva să călcați legea lui Dumnezeu, păstrați, împliniți legea lui Dumnezeu. La care eu, ca unul care am făcut armata, sau și spun, bă, frate, oamenii ăștia se pregătesc de luptă. Oamenii ăștia trebuie să lupte cu armate bine pregătite și în armate până în dinți. Oamenii aceștia trebuie să cucerească cetăți cu ziduri pe care ei nu le-au văzut în viața lor. Oamenii aceștia au armament mult mai slab decât ceilalți. Și tu în loc să le spui cum să facă exerciții de luptă, ce sisteme noi, cu ce să-i surprindă pe ceilalți, tu spui, vă pregătiți să cuceriți... țara aceasta, da, aveți grijă la cuvântul lui Dumnezeu. Prima dată nu are niciun sens pentru mine, că ce are Scriptura cu cucerirea? Și cu armata. Apoi m-am prins, eu când mă prind așa mai greu, zic, stai puțin, că lui Iosua, când începe el cucerirea, Dumnezeu spune, Iosua, eu voi cuceri țara pentru tine, tu trebuie să faci un lucru. Și bănuiesc că foarte mult știu Fapte 1 cu 8. Cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta, cuge-te asupra ei zi și noapte, căutând să împlinești. Adică tu te pregătești de luptă și cel mai important lucru este să ai grijă la Biblie. E, uite că asta este lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, bătăliile le câștig eu. Sănătatea spirituală ți-o dau eu,
Sănătatea spirituală ți-o păstrezi eu, îți spun ce faci tu. Tu ai grijă la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îți spune ce e virus și ce nu e virus, ce e microb și ce nu e microb. Cuvântul lui Dumnezeu îți spune ce omoară sufletul și ce dă apă vie sufletului. Deci dacă toți suntem în casă, vă rog frumos, dragilor, citiți Sfânta Scriptură. Nu contează ce Biblie aveți în casă, ascultați-mă. Nu contează ce coperți are, ce foi are, nu contează chiar ce traducere este. Biblia este aceeași, că se folosește un alt cuvânt în loc de un cuvânt, asta chiar nu trebuie să ne deranjeze. Rugămintea mea în zilele acestea, nu trebuie să citim cuvântul care e atât de departe de noi. Ne uităm undeva prin Vechiul Testament, prin cartea Levitic, unde sunt niște legi pentru evrei, pentru atunci, sau acum începem noi să vedem cât au cântărit boii de pe vremea lui Solomon sau Ligianu sau nu știu ce. Dragilor, lăsați-le acestea pe când vom fi mai sănătoși. Haideți să luăm învățătura Domnului Iisus Hristos, învățătura Sfinților Apostoli. Acolo ni se spune foarte clar, în Evanghelie, în Epistole, ni se spune foarte clar cum arată creștinul sănătos, cum arată omul sănătos, cum arată familia sănătoasă. Deci, cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar de important. Nu-l aveți, poate bine să-l cereți de la cineva, nu aveți o Biblie în casă, m-aș mira să nu aveți o Sfânta Scriptură în casă. Descărcați-o pe telefon, există audio, există, adică există tot ce vrei. Tragedia este nu că nu avem scripturi, că putem avea 20 de Biblii în tot felul, toate traducerile, să nu citim niciuna. Și nu citiți Biblia, mai ales pentru cei care sunteți obișnuiți, nu citiți Biblia kilometric, să aveți acum marea bucurie. Dom'le, am stat acasă 30 de zile în carantină sau cât am stat acasă și am citit toată Biblia sau am citit jumătate de scriptură și n-am înțeles aproape nimic. Citiți Biblia cu mintea deschisă, rugați-L pe Duhul Sfânt să vă ajute și dacă ai citit câteva versete și Dumnezeu te motivează prin ele, pune-le în aplicare. Și dacă vreți să vă gândiți la sănătatea altora, rugați-i să citească Sfânta Scriptură. Dacă vreți binele altora, angajați-vă să citiți împreună cu ei Sfânta Scriptură. Sunt oameni pentru care citirea Bibliei este foarte grea, mai ales dacă n-au citit-o niciodată. Și faceți o înțelegere simplă, spuneți, haideți începând de astăzi, citim împreună Evanghelia după Luca. Nu știu, citim un capitol pe zi și spui, de câte ori ajungi la un verset care nu-l pricepi, la o idee care nu o pricepi, ți-o notezi, pui mâna pe telefon, oricum avem timp și discutăm împreună ce găsim în Sfânta Scriptură. Deci e foarte important, primul ce, da? De la COVID, nu, de la sănătate spirituală, cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă aici vrei să comentezi ceva sau vreo întrebare. Vreau să spun următorul lucru. Dacă cumva dintre ascultătorii noștri e cineva care nu deține un Nou Testament sau o Sfântă Scriptură, vă rog să ne scrieți pe adresa contact@arondprodocesmedia.ro sau lăsați-ne un mesaj pe pagina de Facebook și noi vă vom trimite o Sfântă Scriptură, o Biblie. Nu știu ce traducere, v-am spus, indiferent de ce traducere, ne spune și noi vă vom face rost și vă vom trimite. Super, super, mulțumesc frumos. Uite, deja ceva foarte, foarte practic. Și eu cred că pot găsi, pot apela la biserici în altă parte și vor găsi și cuvântul lui Dumnezeu și vor găsi și o modalitate ca acest cuvânt să ajungă la ei. Și credeți-mă, cuvântul lui Dumnezeu nu va ajunge la ei infectat, contaminat. Chiar dacă ei vor da cu nu știu ce pe copertă, cuvântul lui Dumnezeu nu îi va îmbolnăvi, cuvântul lui Dumnezeu le va aduce sănătate și sufletească și trupească. Apoi, foarte important, că de asta am oprit să comunicăm, în sănătatea spirituală este importantă comunicarea. Vedeți cât de mult se comunică acum pentru sănătatea trupească, ceea ce este foarte bine și unii chiar sunt deranjați că nu se comunică mai mult, nu se comunică mai clar, nu se comunică mai frecvent, în fine. Când am în minte comunicarea, mă gândesc la două aspecte. Sigur, încep comunicarea cu Dumnezeu în rugăciune. Vedeți, noi spunem că sunt niște lucruri care ne-au fost luate în perioada aceasta de pandemie și sigur că ne pare rău, ne doare că nu le avem, dar sunt lucruri pe care nu ni le poate lua nimeni. Adică atunci, haideți să spunem că ne poate lua cineva Biblia, nu mai pot citi Biblia. De asta ar fi bine să acumulez Biblia, să o memorez, să fie în sufletul meu. Dar vreau să vă întreb, cine mă poate opri pe mine să comunic cu Dumnezeu în rugăciune?
Dacă cineva îmi coasă buzele să nu mai pot vorbi, eu comunic cu Dumnezeu la nivelul minții. Comunic cu Dumnezeu în interiorul meu, pentru că Dumnezeu este spirit și partea mea spirituală comunică cu Dumnezeu. Și știți, vis-a-vis de sănătatea spirituală, știți ce spunea omul lui Dumnezeu care vorbea cu sufletul lui, care era mâhnit, era bolnav, era îndurerat? Nu te mai mâhni, suflete al meu, iarăși voi comunica cu Dumnezeu, iarăși voi vorbi cu El, iarăși voi fi în prezența Lui. Dragii mei, este foarte important să avem un timp în cămăruța noastră, liniștiți. În același timp, noi putem comunica cu Dumnezeu ziua, putem comunica noaptea, putem comunica în trei cuvinte, putem comunica la nivelul gândurilor. Comunicarea cu Dumnezeu este atât de simplă și atât de accesibilă că nu avem nicio scuză să nu comunicăm cu Dumnezeu. Ce vreau să vă spun, noi putem fi într-o atitudine de comunicare cu Dumnezeu permanentă. Așa aplic eu îndemnul Apostolului Pavel, rugați-vă neîncetat. Adică nu stau tot timpul pe genunchi, nu stau tot timpul în picioare, cu fața la pământ, dar atitudinea mea este una de reverență înaintea lui Dumnezeu și dorința mea interioară este, Doamne, ce doresc să fac, călăuzește-mă Tu, dă-mi Tu gândul cel bun. În relația cu Dumnezeu nu trebuie să folosim anumite cuvinte, nu există cuvinte stas, nu există cuvinte sfinte, cuvinte clasice. Dumnezeu se coboară la nivelul nostru de înțelegere, adică ne înțelege pe toți. De aceea spun că a te uni cu Dumnezeu în rugăciune, și formal și informal, este un lucru vital vis-a-vis de sănătatea spirituală. Deci avem cuvântul prin care, pe de-o parte, Dumnezeu comunică cu noi, avem comunicarea noastră în rugăciune, dar aici nu aș exclude și comunicarea cu oamenii sfinți. Spuneam deja ceea ce spune Apostolul Pavel, că pentru sănătatea noastră spirituală Dumnezeu nu ne-a lăsat haiduci, ne-a lăsat în trupul lui Hristos. Și în timp ce toți, fiecare putem avea o relație personală cu Dumnezeu, este foarte importantă și relația comunitară. Aici intervine rolul bisericii în comunitatea ei, să venim împreună. Acum, nu putem veni împreună fizic. Suntem într-o situație în care nu ni se permite și este bine așa pentru trupul nostru să nu fim împreună din punct de vedere fizic. Dar cine ne oprește să comunicăm cu sfinții prin toate mijloacele care le avem? Ei, acum, din nou, când comunicăm cu sfinții, rugămintea mea ar fi să nu comunicăm cu sfinții tot lucruri din astea care ne amărăsc. Adică eu pot să te sun pe tine, ne putem vedea pe Zoom, putem scrie și să-ți spun ție toate durerile mele și ce frământări mai am, sunt ok și la final și ce s-ar putea să fie. Să fim doi mai necăjiți ca la început. Adică mă gândesc la întâlniri unde am putut să fiu și după ce am auzit felul în care s-a pus problema, am fost mai amărât ca la început. Adică era mai avantajos dacă nu mă duceam acolo. Dacă tot comunicăm unii cu alții, de ce nu comunicăm aspecte pozitive și reale? Pentru că, dragii mei, oricât am fi noi de deștepți românii și oricât ar fi asta împotriva curentului, trebuie să spunem un lucru foarte clar. La momentul acesta, încă nu știm adevărul despre COVID-19. Nu știu dacă îl vom ști vreodată. Asta este o altă problemă. Încă nu îl știm. Nu știm exact de unde vine, nu știm exact cum se manifestă, nu știm asta, nu știm asta. Nu știm dacă există și o grămadă de interese în spatele lui și vis-a-vis de moarte nici nu știm dacă oamenii mor de COVID sau cu COVID. Probabil că unii ați reținut expresia că nu mă aparține, ci aparține unui specialist în domeniu care spune, domne, oamenii mor cu COVID și mor de COVID. Tu spuneai înainte că omul a avut 7 boli, și acum am găsit că s-a infectat. El n-a murit că s-a infectat. El a murit că a avut alea 7 boli și i-a sosit ceasul, dar la test a ieșit pozitiv. Noi îl și punem că a murit de COVID. N-a murit de COVID, a murit cu el, adică a luat și microbul cu el. Da? Și sunt oameni care, în cazul cărora Dumnezeu a hotărât că acest virus să fie modalitatea lui de a pleca din lume. Deci dacă noi acum ne apucăm să vorbim atât de mult despre boală, despre una, despre alta și toți dăm tot felul de sfaturi,
s-ar putea să ajungem la concluzia că ori ne-am amărât unii pe alții, ori am pierdut vremea. Știți că am postat eu o chestie în care am zis că la un moment dat i-am spus cuiva să știi că mă apuc și eu și scriu un articol ce ajută, să dau aia cu, ce-am mai zis, nu mai știu, cu, în fine, o să mă aduc eu aminte, cu ghimbirul, știi, așa, la, să uită la mine. Păi zic, dacă toată lumea se dă cu părere. Auzi, vreau să spun că după ce am pus chestia aia, la mișto, Doamne iartă-mă, că am pus și eu chestia cu ghimbirul, nu crezi că am auzit comentarii. Să știți, Doamne, ghimbirul e foarte bun, adică o să deci, descoperim. E foarte ușor dacă acum să arunci. Să arunci în spațiu păi public tot felul de sfonuri și sfaturi. Bun. Dacă tot comunicăm cu Sfinții, nu putem comunica adevăruri absolute. Hristos ne iubește, El e pe tronul istoriei, viața noastră este în mâna Lui, un fir de păr din cap nu ne cade dacă Domnul nu hotărăște lucrul acesta. Suntem mai valoroși decât păsările cerului. Ne îmbracă Dumnezeu mai frumos decât pe Solomon, adică Solomon poate fi gelos. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fie cântărită, potrivită cu puterea omenească. Lucrurile lucrează împreună. Adică putem vorbi o zi întreagă numai lucruri frumoase, pozitive. Și dacă privim înspre Dumnezeu și la adevărul absolute, comunicarea cu Sfinții ne va înviora. Apropo de termenul acesta, știți că la un moment dat Pavel îi spune unui coleg, zice, frate, inimile Sfinților au fost înviorate prin tine. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla în lumea aceasta dacă ți-ar merge vestea. De câte ori vorbești cu Cătălin, Cătălin te înviorează din punct de vedere spiritual. Te simți mai bine. Ești o altă persoană. Păi te-ar suna lumea zi și noapte că spune, bă, stai două minute de vorbă cu ăsta și ți-o schimba toată ziua, ți-o schimba toată săptămâna. Da? Haideți să ne gândim noi creștini, indiferent de confesiune și alte lucruri care ne despart puțin, dar există ceva care ar trebui să ne unească mai mult și mai ales există cineva care ar trebui să ne unească mai mult. Noi creștini. Noi nu am putea vorbi unii cu alții despre valori absolute și să meargă vestea în România. Fratele meu, dacă ajungi în perioada asta să discuți cu un creștin autentic, viața ta se schimbă. Adică omul acesta îți aduce niște aspecte în față care te aduce într-o stare bună, pune speranță în sufletul tău și pentru viața de acum și pentru viața viitoare. Și te las vis-a-vis de comunicare. Deci am zis comunicarea cu Dumnezeu și comunicarea cu Sfinții și comunicarea cu Sfinții să fie pozitivă. Și mai am una, că probabil va trebui să încheiem. Zi-mi, dacă mă lași sau zici tu ceva. Nu, vă las, vă rog, continuați. Mai avem puțin. Mai avem 15 minute la dispoziție. Am zis că le fac toate cu C, nu? Ca să fie de la așa. Deci avem cuvântul, avem comunicarea și avem cuminecătura. Aici este o problemă majoră. Aici vreau să văd... Masa Domnului. Păi până la emisiunea viitoare ți-o las ca temă de gândire și aș vrea să particip la o astfel de emisiune pentru că participarea la masa Domnului în mod corect are mult de a face cu sănătatea spirituală, după cum participarea la masa Domnului în mod nebiblic, incorrect, din perspectiva Apostolului Pavel spune, din pricina aceasta sunt între voi mulți și nu puțini. Foarte interesant. Foarte interesant. Și aici... Mulți neputincioși și nu puțin doar. Na. Deci aici ar trebui să gândim ce putem face în conjunctura asta. Cuvântul lui Dumnezeu încă nu este luat, da? Comunicarea încă nu ne este oprită. Pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu. Deocamdată suntem cu un semn mare de întrebare sau de exclamare vis-a-vis de masa Domnului și participarea la masa Domnului. Și asta o las ca o discuție pentru că este o temă, dar am vrut să o arunc pentru că eu știu că și oamenii sunt frământați de aspectul acesta. Și așa să zic pe încheiere, așa cum ne gândim la sănătatea fizică și spunem, domnule, pentru sănătatea fizică este foarte important mediul în care stai, să fie un mediu sănătos. Haideți să facem și noi din casele noastre un mediu sănătos, să nu fie un mediu infect, să facem un mediu sănătos unde să ne ajutăm unii pe alții la spiritualitate. Apoi, apropo de asta, știți că Ana când a vrut să-și crească copilul din punct de vedere spiritual sănătos, l-a dus la casa lui Dumnezeu. Ei, noi nu trebuie să ne mutăm în casa lui Dumnezeu, dar trebuie să facem în casele noastre o atmosferă sfântă ca în casa lui Dumnezeu
și atunci ne-am ajutat la spiritualitate. Apoi este foarte important hrana pe care o mâncăm, cu ce ne hrănim dacă vrem să fim sănătoși. Vrem o hrană sănătoasă, o hrană cât mai puțin procesată, cât mai naturală. Și am spus-o asta nu pentru că vreau să sărim într-o altă extremă, ci să spun cuvântul lui Dumnezeu cu cât îl ai mai puțin procesat. Și îl iei de acolo, de la izvor. De ce insiste, oameni buni, citiți Scriptura, că Dumnezeu vă ajută să o înțelegeți? Nu trebuie să ți-l proceseze nu știu câți în felul lor și să spună fiecare ce idei are. Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu, că este atât de clar în limba română sau în alte limbi. Da? E foarte important vârsta pe care o avem. Și aici, spre deosebire de COVID și trup, cu cât suntem mai înaintați în viața de credință, ar trebui să fim mai sănătoși din punct de vedere spiritual. Și cei care sunt mai înaintați în viața de credință ar trebui să ajute la spiritualitatea celor a copilașilor în credință, că aici este un pic diferit. Dacă din punct de vedere al trupului spune copiii e mai așa, din punct de vedere spiritual la copii ispitele pot fi mai mari și ei pot fi infectați mult mai ușor decât unul care are o maturitate spirituală. Și foarte important, ca și în domeniul fizic, exercițiile spirituale. Și aici aș menționa pentru final, un exercițiu spiritual este altruismul, slujirea altora. Avem două variante. În perioada aceasta să ne gândim la noi, să ne gândim în primul rând din punct de vedere al trupului, să căutăm să facem tot ce putem pentru protejarea sufletului nostru, să ajungem la concluzia că n-am reușit, că oricum ne îmbolnăvim dacă nu ne păzește Dumnezeu, că nu există protecție absolută, sau să ajungem la concluzia că am reușit și ieșim din pandemia aceasta bine din punct de vedere trupesc și suntem varze din punct de vedere spiritual. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, să aibă un trup sănătos? Mântuitorul, apropo, spunea: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot face nimic la suflet. Nu acolo e cea mai mare problemă. Dar trebuie să existe o îngrijorare, o teamă, vis-a-vis de cel care poate și trupul și sufletul să-l trimită în iad, în ghenă. Acolo trebuie să fie atenția noastră foarte mare. Deci ne gândim doar la, sau în mod exagerat la trup, și nu știm ce rezultate vor fi, sau în timp ce avem grijă de trupul nostru, ne gândim la sufletul nostru și când ne gândim la sufletul nostru, nu rămânem să ne gândim doar la noi înșine. Investiția în alții, să ne gândim la binele spiritual a celor din jur, să-i ajutăm cu ceva, cu lucruri cât mai mici. Adică oamenii în ziua de astăzi au nevoie de un zâmbet pe care îl putem oferi, chiar și pe cameră. Putem să ieșim la balcon și să oferim un zâmbet celorlalți, de la celălalt balcon, da? Un mesaj pe care o să vin cu niște idei, pentru că trebuie să găsim tot în sistemul comunitar niște idei ca să ne ajutăm unii pe alții. Dacă venim cu niște idei, dacă la un telefon îi spunem o vorbă de duh, spunem ceva care îi ajută pe alții, tot ce investim în alții o să ne ajute pe noi la sănătatea spirituală. Așa că, care este rugămintea mea? Haideți să ne gândim la trup, să nu uităm de suflet. Și haideți mai mult ca orice să ne aducem aminte că în grija aceasta trupească și spirituală depindem de Hristos nu foarte mult. Depindem de Hristos 100%, inclusiv în ce vrem să facem noi. Depindem de prezența, puterea și inspirația lui Hristos. Aveți grijă de trupul vostru, nu uitați să aveți grijă de sufletul vostru, nu uitați că cel mai important este relația cu Hristos. Hristos ne vorbește prin cuvânt, cu Hristos putem comunica în rugăciune, cu Hristos putem comunica comunicând cu frații noștri și Hristos este în frații noștri și vis-a-vis de cuminecătură o să vorbim data viitoare. Fiți sănătoși și nu închei cu versetul din Biblie, frații din Italia, vă transmit sănătate, ci să avem sănătate din sănătatea Domnului nostru. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte, și vreau să vă confirm că am avut un feedback foarte pozitiv în seara aceasta. Puteți să vă uitați și dumneavoastră pe comentariile de pe transmisiunea live. Mai mult, mă bucur că dumneavoastră ați venit cu propunerea de a continua această emisiune într-o ediție viitoare. Dacă veți putea săptămâna aceasta, vorbim să vedem cum am putea continua, pentru că vreau să ne întoarcem la ultimul cât despre care a spus și despre cuminecătură.
Urmează în lumea evanghelică, duminica care urmează este o duminică în care noi de obicei ne împărtășim. Ca să dacă Domnul ne ține în viață și cu sănătate, săptămâna aceasta facem, până duminică, facem o altă emisiune și sperăm că vom găsi un răspuns împreună. Pentru că sunt tot felul de variante și aș mai vrea să o provoc tot data viitoare, aș vrea să discutăm și despre boala atunci când trece de lumea aceasta și ajunge în oamenii bisericii. Am avut săptămâna aceasta un eveniment, săptămâna trecută, mai exact un eveniment, să spunem, dureros în comunitatea noastră. Unul din mai marii noștri învățători, unul din frații noștri, un foarte cunoscut predicator și pastor din Bucovina, pastorul Viorel Candeanu, a trecut la Domnul la cele veșnice și el a fost afectat de această boală. Și pe tema aceasta am văzut o grămadă de comentarii, discuții. Da, sunt de acord să le discutăm. O precizare, fratele Viorel Candreanu nu a murit de COVID, a murit cu COVID, dar a murit pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Dar o reluăm cât mai curând săptămâna aceasta. Vreau să tratăm și subiectul acesta. Când faptul că suntem creștini nu ne garantează faptul că nu vom avea probleme sau nu vom fi atinși de boală trupească. Asta e o temă pe care aș vrea să o tratăm. O noapte binecuvântată tuturor sub protecția lui Dumnezeu. Vă mulțumim mult, stimați prieteni. L-am avut invitat pe pastorul Viorel Iuga, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România și președintele Alianței Evanghelice din România. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Ați văzut, a fost o discuție foarte interesantă. Am primit câteva indicații. Stați aproape de Dumnezeu, citind Scriptura, comunicați cu Sfinții și cu cei din jurul dumneavoastră și mai mult. Data viitoare vom trata subiectul numărul 3 și anume despre împărtășanie și despre, sau comunicătură, cum se mai spune, și vom vedea cum ar trebui noi creștinii, cei care îl iubim pe Dumnezeu, cei care vrem să aproape, să ne stăm și în comuniune în aceste vremuri de crize. Înainte de a încheia, vă mulțumesc că ați fost și în seara aceasta cu noi. Continuăm mâine seară cu un invitat de deosebit. De data aceasta vom avea un jurnalist de profesie, pe doamna Cristina Olariu, directorul postului de radio Vocea Evangheliei de la Timișoara. Vă promit, încă de acum va fi o discuție foarte interesantă și care merită să urmăriți. Mulțumesc echipei tehnice, care și în seara aceasta ne-a asigurat suportul. Vă doresc o seară binecuvântată și Dumnezeu să vă binecuvânteze.